Trei instituții publice din municipiul Bălți vor beneficia de încălzire termică centralizată, potrivit autorităților. Procesul de reconectare a clădirilor la sistemul centralizat de termoficare vine să asigure o eficientizare a consumului de gaze naturale în perioada rece a anului. Întreprinderea CET Nord a propus un plan de acțiuni în acest sens pentru reconectarea instituțiilor publice la sistemul termic centralizat. Lucrările de reconectare a instituțiilor publice la sistemul termic centralizat sunt în doi, atât Spitalul Clinic Municipal, cât și Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți primeau căldură în baza unui sistem autonom învechit care nu mai putea fi repus în funcțiune. Acordarea serviciilor medicale donatorilor de sânge necesită anumite condiții optime, anume asigurarea regimului de temperatură este una din verigă principală. Bazându-ne pe experiența din anul 2021 cu centrul COVID, unde a fost conectat la punctul termic individual, administrația Spitalului Clinic Bălți a decis semnarea unui nou contract pentru blocul central. Primordial pentru instituția medicală este pacientul și confortul acestuia. Serviciul de arhivă din municipiul Bălți a fost deja reconectat la sistemul termic centralizat. Numai cu condiționere. Deci căldura și ei veche care au fost, ea nu a fost utilă și din cauza asta noi n-am conectat-o, de atât că erau mari pierderi și pentru ca să nu facem pierderi așa mari, am renunțat la căldură. Sursele autonome de energie termică au un impact asupra mediului și a sănătății publice. Revenirea la sistemul centralizat de aprovizionare cu agent termic este cea mai sigură soluție pentru cetățeni, spun specialiștii. Pe parcursul a 22 de ani, cazanele pe gaz s-au deteriorat, nu mai pot fi restabilite. A fost luată decizia de a reconecta instituțiile publice la sistemul centralizat de încălzire cu energie termică. Se efectuează lucrările de terasament pentru a renova și a restabili sistemul de alimentare. Dorim foarte mult ca cetățenii să cunoască că atunci când trecem la sistemul centralizat de livrare a agentului termic, sunt niște beneficii reale. Atunci când trecem de la încălzirea cu curent electric la sistemul centralizat, eficiența este aproximativ de 50%. CET Nord asigură cu energie termică peste 32.000 de consumatori casnici, 35 de școli, 23 de grădinițe, 9 instituții medicale și peste 500 de agenți economici din Bălți.